ați venit la săptămânala conferință de presă a Partidului Național Liberal, filiala Dâmbovița. La primul punct al acestei conferințe de presă o să mă refer sau să prezint poziția oficială a Partidului Național Liberal față de declarațiile unor oficiali ungari cu privire la organizarea teritorială a României. Iar în continuare o să rog pe colegul meu, domnul deputat Gabriel Brăiașu, să vă prezinte câteva aspecte vis-a-vis de noul cod al muncii care a trecut și de Parlament și, mă rog, în urma acestei asumări, opoziția a depus o moțiune de cenzură care a fost dezbătută și votată acum două zile. Domnul deputat, fiind în miezul problemei, o să vă dea mult mai multe detalii. În Partidul Național Liberal își exprimă protestul față de modul în care președintele Parlamentului Ungar a vorbit pe teritoriul României de lucruri care încalcă Constituția României. Potrivit legii fundamentale a țării, România este un stat național, suveran, independent, unitar și indivizibil. Considerăm că declarațiile președintelui Parlamentului Ungariei sunt inacceptabile. Apreciem de asemenea că este inacceptabilă absența unei poziții oficiale a autorităților statului român și a președintelui Traian Băsescu pe această temă. Remarcăm de asemenea cu stupoare poziția nefirească și inacceptabilă de subordonare a șefului statului român față de premierul Ungariei Viktor Orban, de altfel singurul lider european care îl mai ia în seamă pe președintele Traian Băsescu. Apreciem totodată că orice partid politic care tolerează un astfel de comportament sau care instigă la lucruri care aduc atingere integrității naționale teritoriale ale României se situează în afara Constituției României. De altfel, delegația permanentă a Partidului Național Liberal, în ședința care a avut loc miercuri aceasta, a mandatat Biroul Politic Central al Partidului să adopte un document de poziție pe care îl va pune și în discuția Uniunii Social-Liberale. Te rog, Amin. Mulțumesc. Dați-mi voie să vă salut și eu pentru faptul că astăzi participați la conferința de presă organizată la sediul Partidului Național Liberal. Așa cum foarte corect a precizat colegul meu, domnul președinte Gabriel Grozavu, îmi propun să abordez în fața dumneavoastră un eveniment politic important, un eveniment politic major care s-a petrecut în viața noastră cu câteva zile în urmă. Este vorba, după cum bănuiți, despre moțiunea de cenzură pe care opoziția parlamentară a depus-o împotriva legii de modificare a legii numărul 53 pe 2003, celebrul cod al muncii. N-am să insist foarte tare pe marginea acestui subiect, deja el este din punct de vedere al presei și nu numai consumat. Știți foarte bine rezultatul care s-a petrecut aproape de miezul nopții, în ziua de 17 martie. S-a ajuns până târziu, în noapte, ca urmare a unor evenimente despre care a făcut vorbire mai devreme și colegul meu. Dar m-aș apleca mai mult asupra unui subiect întâmplat ieri. Este vorba despre sesizarea făcută de către grupurile parlamentare ale Partidului Național Liberal și ale Partidului Social Democrat sub semnătura celor doi lideri, domnii Mircea Dușa și a domnului Călin Popescu Tăriceanu, adresată secretarului general al Camerei Deputaților, domnul Gheorghe Barbu, prin care este sesizată Curtea Constituțională cu privire la niște aspecte de neconstituționalitate care au fost găsite în interiorul acestei legi, pe seama căreia guvernul Emil Boc și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului României în urmă cu câteva zile. N-am să vă obosesc foarte tare cu detalii tehnice pe marginea acestei sesizări depuse de către Uniunea Social-Liberală la Curtea Constituțională. Îmi manifest optimismul pentru că nu odată, după cum știți, Curtea Constituțională a dat dreptate celor care au sesizat-o. Și am să vorbesc punctual pe marginea trei aspecte care le consider eu importante
Și fac acest lucru din dorința de a arăta că reprezentanții Uniunii Social-Liberale care și-au pus, parlamentarii care și-au pus semnătura pe această sesizare, n-au făcut un act demagogic, pentru că această întrebare mi-a fost pusă nu odată de către unii dintre colegii dumneavoastră. Nu cumva am făcut această moțiune de cenzură din demagogie? Nu cumva am făcut această moțiune de cenzură numai din dorința de a acumula simpatie electorală, capital electoral? E bine, am să vă las pe dumneavoastră să judecați dacă este întemeiată această moțiune de cenzură sau nu este. Chit că ea, repet, nu a avut susținere parlamentară și știți bine de ce n-a avut susținere parlamentară. Pentru unii dintre colegii noștri de activitate curentă este foarte greu să se ridice de la nivelul de reptilă, să se miște din scaunele parlamentare și să meargă măcar să-și manifeste votul atunci când, cred eu, cei care i-au trimis acolo le cer acest lucru. Prima abordare, primul element de neconstituționalitate pe care vreau să vi-l semnalez. S-a constatat că Parlamentul României a ajuns o anexă în această țară. Separarea puterilor în stat nu mai poate fi invocată în țara noastră. O țară care se pretinde modernă, o țară care este membra a Uniunii Europene. Articolul 61 din Constituția României spune foarte clar că singurul organ legiuitor în această țară este Parlamentul țării. Ne-am aflat de curând în fața celei de-a 11-a asumări de răspundere, motivându-se faptul că actuala guvernare este mânată de o dorință profundă de reformarea statului român. Dați-mi voie să vă spun că nu cred că acesta este un argument care să-l facă pe Emil Boc să ocolească obsesiv activitatea parlamentară. Aș fi dispus, și o spun public în fața dumneavoastră, să renunț la calitatea de deputat dacă cumva în cursul săptămânii viitoare, când probabil guvernul condus de Emil Boc își propune să mai facă o ședință de guvern și să promoveze o hotărâre de guvern prin care să spună tuturor că nu mai e nevoie de Parlamentul României. Pentru că în viziunea actualei guvernări, și am auzit asta printr-o voce suficient de autorizată, doamna Elena Udrea, a spus că ocolesc dezbaterea parlamentară de fiecare dată pentru că acolo se pun tot felul de piedici în calea promovării unor legi extrem de importante pentru această țară. A doua chestiune pe care doresc să vă semnalez și cred că vă privește și pe dumneavoastră, cu o parte dintre dumneavoastră chiar m-am întâlnit la Parlament miercuri, știți foarte bine că accesul publicului a fost interzis în sala Parlamentului. Vreau să vă spun că și aici se încalcă două articole din Constituția României, articolul 64 și respectiv articolul 68, acolo unde se spune extrem de limpede, doar plenul hotărăște dacă ședința se face fără acces public. Ori acest lucru nu s-a întâmplat. Pur și simplu, printr-o dispoziție a secretarului general, domnul Gheorghe Barbu, accesul publicului a fost interzis la dezbaterea moțiunii de cenzură care s-a petrecut în cursul acestei săptămâni. Și cel al treilea aspect pe care am avut prilejul să-l pomenesc înainte de dezbaterea moțiunii la o emisiune televizată unde am participat cu colegul meu de activitate parlamentară, membru al Partidului Democrat Liberal, deputatul Iulian Vlad. I-am spus încă de luni seara în această emisiune televizată două lucruri. Unu, că îl rog, din spirit de solidaritate cu cei pe care îi invocă, din calitatea domniei sale de membru al Comisiei pentru Muncă și Solidaritate Socială, să meargă să voteze. Și al doilea lucru, l-am spus încă de luni seara, că vom seziza Curtea Constituțională și am oferit atunci un singur element. Articolul 41 din Constituția României, acolo unde se spune limpede că în această țară contractele colective de muncă sunt garantate. Nu m-a ascultat luni seara, miercuri a făcut cum a crezut domnia sa de cuvință și iată-ne astăzi vineri că acest articol 41 din Constituția României este invocat în acest document care a fost înaintat de către grupurile parlamentare ale Uniunii Social-Liberale de la Cameră și de la Senat. Acestea au fost elementele pe care am vrut să le discut în fața dumneavoastră. Aștept întrebări dacă aveți și dacă sunt în stare să răspund la ele.
o să o fac cu mare plăcere. Dați-mi a spus așa că domnul Platou a făcut cum a crezut dânsul de cuvință sau cum i s-a dictat de la centru? Mai corect, cum i s-a spus de la partid. Și cum e pus stimulente la care înțeleg că le-ar fi primit parlamentarii din arcul guvernamental ca să nu se miște de pe scaune? Nu este prima dată când se face acest lucru. În preajma unor evenimente importante, cum este o moțiune de cenzură, se practică acest sistem. Se promovează niște hotărâri de guvern în care se alocă sume importante în teritoriu din fondul de rezervă al guvernului special. Câte primării din alea 4 pe care le aveți în număr s-au primit fonduri în ultima hotărâre? Nu știu. Știu că au fost alocate niște fonduri pe seama ordonanței de guvern numărul 7. Mai bine la întrebare... Da, mai bine cred că poate să vă răspundă colegul meu care este membru în Consiliul Județean. Nu a apărut și... Ceea ce apare ca hotărâre de guvern pentru alocarea de fonduri, nu mai trec prin Consiliul Județean, să duc direct la primărie. Nu, n-am văzut. Nu, nu. A apărut în monitorul oficial din 14 martie. Din 14 martie, nu cred. Da. Am și o întrebare. Spuneați, domnule deputat, că s-a invocat neconstituționalitatea asumării răspunderii pe codul muncii și spuneați că este a 11 asumare de răspundere. Făceați legătura și cu articolul 61 din Constituția României. Bun, unde se spune exact de câte asumări de răspundere este nevoie ca guvernul să încalce flagrant Constituția? Mai mult de atât, există tot în Constituția României există un articol care spune că aceste asumări se fac numai în situații speciale. Cine definește situația asta? Nu este definită expres în Constituția României chestiunea asta, într-adevăr, dar aici se spune că numai în situații de excepție, ori într-un mandat atât de scurt, e vorba de 11 asumări de răspundere, de ce este ocolit Parlamentul României? Aici este într-adevăr o problemă pe care noi, la Partidul Național Liberal, am precizat-o de fiecare dată când am avut ocazia. Și din această cauză am spus că eu, ca parlamentar, mă consider o anexă în momentul de față, nu mă consider autoritate în stat în momentul acesta. O putere în stat, puterea, nu simt că reprezint puterea legislativă. Asta ar mai fi un aspect, dar ținând cont că s-au depus vreo 8 moțiuni de cenzură, nu? Asta este a 8-a? Da, a 8-a, este a 8-a. Corect. Niciun rezultat bine, doar cea din iarna, acum vreo 2 ani a avut un rezultat. Aici cred că, deci au fost 8 moțiuni. Timpul să schimbați puțin tactica, doar pe moțiuni de cenzură care sunt... Cu mare drag primesc din partea dumneavoastră orice sugestie, chiar suntem în impas în momentul de față, dacă reușesc să ne înveseliți un pic viața și să ne dați alte modalități de atac și de a ne manifesta ca și parlamentari ai opoziției, să știți că vom achesa la propunerile dumneavoastră. Iar eu am spus așa, de fiecare dată. Nu consider atât de vinovați pe cei de la Partidul Democrat Liberal pentru ce se întâmplă în România, îi consider extrem de vinovați pe trădătorii de la Partidul Social Democrat și de la Partidul Național Liberal, care au întărit băncile puterii și care în momentul de față le asigură voturile necesare să treacă așa ca prin brânză toate proiectele de lege care le vin până cap. Sunt șanse să-i convingeți? Unul dintre ei a făcut un pas, e vorba de colegul Dan Bordeanu de la Vaslui, deputat de Vaslui, s-a prezentat la vot, dar nu știu cum a votat. Și senatorul Adrian Cițuianu, imediat după moțiune, spunea că nu s-au aruncat toate munițiile în această luptă și că ați mai putea depune o moțiune undeva prin iunie. Da. Ce șanse credeți că va avea acest vot de mers, mai ales că vine Congresul PDL din mai? Haideți să trăim până atunci, să vedem exact ce se va întâmpla. E un eveniment politic important, dar n-aș vrea să cred că l-așteptăm și pe ăsta cum a așteptat Congresul UDMR. Adică cu mult drag și nu ne-am ales cu nimic. Bine, dacă îmi permite să intervin senatorul Adrian Cițuianu, vorbea despre moțiunea pe care se poate depune de către opoziție. O dată pe sesiune. Dar la fiecare, în urma fiecarei asumări a răspunderii guvernului pe un proiect legislativ, opoziția poate depune moțiune de cenzură. Spuneați dumneavoastră că ce altă șansă sau ce variantă tactică. Deci opoziția nu are altă variantă decât moțiunea de cenzură. Sau ce articol... din Constituție invocă numărul de asumări de răspundere pentru a fi, eu știu, oarecum sancționați că încalcă Constituția. Nu există un număr limitat, dar comparativ cu guvernările precedente,
În timpul guvernării Tăriceanu, guvernul și-a asumat răspunderea doar de 2 ori în 4 ani. Guvernul Năstase și-a asumat răspunderea de 4 ori în cei 4 ani de guvernare. După cum vedeți, guvernul Boc și-a asumat răspunderea de 11 ori numai în 2 ani de guvernare. Iar ceea ce este foarte grav, la legea educației și-au retras legea din Parlament după ce, practic în Senat, fusese dezbătută și urma în 2 zile să se facă raportul final, dar bănuiesc că nu o să mai facă acest lucru, deoarece față de propunerea lor legislativă, ceea ce ieșea până la urmă din Senat erau modificări radicale și de teamă să nu se miște o virgulă în ceea ce doresc domniile lor să devină lege în țara asta, probabil că nu o să mai fac și o să ne așteptăm de acum încolo la mai multe succesiuni de asumări ale răspunderii guvernului. Considerați verdictul de neconstituționalitate dat de curte anul trecut pe legea educației, tot pe asumare de legea educației, sau în 2009, nu mai țin minte, un precedent încurajator în sensul ăsta? Da. Da, de asta am și spus, că sunt optimist. Un pic altă configurație s-ar putea să încurce calculul. Rămâne de văzut. Cei care votează acolo și asumă răspundere. Câți oameni au pus dumneavoastră, liberalii, în viața Constituției să protesteze? Uitați, aici e o discuție pe care vreau să o fac. Spiritul civic în România a dispărut. Sau nu știu dacă a fost manifestat așa cum trebuie vreodată. De curiozitate m-am uitat și eu ce se întâmplă în piață și mai mult de atât, chiar am trecut pe acolo și am vrut să văd ce se întâmplă. Am observat un fenomen. Toate aceste manifestări publice, eveniment, evident se întâmplă în București, capitala țării. În București există un nivel de trai peste medie, mult peste medie. Bucureștenii, care toți sunt chemați la astfel de manifestări, nu-și fac simțită prezența. Și mi-a spus o întrebare, câți oameni au dus liberalii la acest eveniment? Eu, unul, personal, vă spun, nu știu de o asemenea acțiune. Dom'le, că liderii PDL spun că dumneavoastră apoi, cel democrație ați dus apoi. Apoi. Asta este versiunea lor, dar eu am versiunea mea proprie. Eu nu știu de un asemenea demers și vă rog să mă credeți că presupun că aș fi fost contactat să mi se spună, bă, Plăiașule, măcar din colegiul tău urcă și tu vreo câțiva până tren, du-i la autobuze și îndrumă-i la București. Eventual îi oprești și la ferat după la răcar să le dai un mic șobere ca să-i motivezi. Dar nu s-a întâmplat acest fenomen. Eu vreau să semnalez însă acest lucru. La orice acțiune de anvergură, spiritul civic care ar trebui să se manifeste, nu există. Dacă acum, când a fost interesul general, când a fost vorba de o dezbatere pe tema asta, codul muncii, interesa pe toată lumea acest lucru, ați văzut ce s-a întâmplat în piața Constituției. Eu am fost dezamăgit. Dacă e codul bun și nu e lumea nemulțumită. Sunteți supărați dumneavoastră? Și problema asta? Deci, poate că nu reușim noi, clasa politică, sau poate că nu mai suntem atât de credibili pe cât ar trebui. Și atunci nu reușim să-i convingem pe oameni că este nevoie să se manifeste. Și nu prea o fac. O să rămânem în continuare. Auzeam tot felul de glume de-astea, că ar trebui să aducem 1000 de egipteni să ne arate ăia metode de manifestare publică. Păi dacă o să rămânem ancorați în aceste glume. Și legat de acest aspect, mi-a plăcut abordarea președintelui Crin Antonescu, că n-a mai lăsat loc de ironii și de glumițe în discursul pe care l-a avut și în semnalul de alarmă pe care l-a tras, că nu mai e cazul să mai stăm de glume. Credeți-mă că o să fie și mai rău. Pe de parte, pe de altă parte, discutam ieri cu liderii de sindicat și liderii de sindicat ai bugetarilor sunt extrem de speriați, ca și salariații, pentru că înțeleg așa, codul muncii coroborat cu legea educației pe care și-au asumat-o, da, așa, îl face extrem de vulnerabil pe profesor, pe învățător. Da. Omul nu mai vrea nici măcar să audă de un protest, pentru că potrivit acestor acte normative asumate de guvernul Boc, pot fi dați afară oricând. Îmi permiteți luxul unei întrebări? Care credeți că ar fi manifestarea dacă în această sesiune parlamentară vine legea sindicatelor pe asumarea răspunderii? Ce se va întâmpla? Oare? Care va fi nivelul de implicare? Pentru că trebuie și asta să treacă într-un fel sau altul. Legea sindicatelor, legea patronatelor.
O să fie, cred eu, un an destul de fierbinte. Dar ce ne îndreptăm cu aceste legi, cu aceste... Spre disoluția statului. Autoritatea statului nu mai există în România în momentul ăsta. Să nu ne mai amăgim. Ne întâlnim, stăm de vorbă, frumos, ne despărțim mai mult sau mai puțin prieteni. Autoritatea statului în România este în pericol în momentul de față. Păi dumneavoastră ziceți codul sclavie și vă întreb, cine este sclavul și cine este stăpânul de sclav? N-am zis noi că e cod al sclaviei. Asta spun sindicatele. Asta spun sindicatele. Le dați dreptate? Nu, noi în primul rând suntem total împotriva modului în care a fost trecut acest cod al muncii. O lege de o asemenea importanță, fără consultarea patronatelor și sindicatelor, sau chiar dacă au fost consultate, cred că este pentru prima dată în România după 90, când patronatele și sindicatele au aceeași poziție, sau majoritatea reprezentanților patronali. Amintează dumneavoastră că a fost prezența, nu așa cum au anunțat liderii de sindicat, prezența oamenilor la acest meeting a fost foarte redusă. Dar gândiți-vă că în momentul în care acest guvern a anunțat tăierea salariilor cu 25%, reducerea pensiilor, nici atunci n-a fost prezența și afecta direct și imediat pe marea majoritate a cetățenilor României. Din păcate, cum foarte bine amintea colegul Gabi Plăiașu, nu, practic nu există cultură civică în România. Ați văzut ce s-a întâmplat în Franța, ați văzut ce s-a întâmplat în Grecia, când s-au anunțat doar că a redus, guvernul a eliminat a 13-a sau a 14-a pensie, sau a redus salariul cu 5%. Sindicatele spun, domne, vrem ca vocea opoziției să fie mult mai puternică. Da, vocea opoziției se face simțită în Parlament, dar... Nu opoziția, nici în Franța, nici în Grecia, nu opoziția a scos lumea în stradă, că atunci chiar s-ar ajunge la haos. Ați reușit să stingeți conflictele existente la nivel local între reprezentanții PSD, PNL? Păi din moment ce, dumneavoastră nu sesizați conflicte, înseamnă că nu există. Păi nu, dumneavoastră le-ați semnalat și dumneavoastră și liderii. Da, au fost discuții, deci nu sunt probleme de nerezolvat. Vreau să vă întreb și eu ceva. Ar putea să aibă consecințe lipsa de reacție a instituțiilor de putere, și mă refer aici la guvern și parlament, și referitor la declarația lui Victor Orban. Ce s-ar putea întâmpla? Că văd că dumneavoastră ați reacționat, și dar ce s-ar putea întâmpla? Ce s-ar putea întâmpla vis-a-vis de ce? De declarația aceasta, deci de ceea ce a spus Victor Orban. Păi dar din moment ce, deci printre altele noi condamnăm absența unei poziții oficiale a autorităților statului român. Și mai mult decât atât, cel puțin eu nu am cunoștință până în acest moment de o poziție oficială a UDMR-ului, care guvernează în România, face politică în România, reprezintă interesele atât ale cetățenilor români, cât și ale electoratului său, cetățenii români de etnie maghiară. Nu am auzit să... Poate mi-a scăpat mie nici un fel de poziție oficială a liderilor UDMR. Și atunci de ce această poziție a lui Victor Orban? De unde vine ea? Ce se întâmplă? Păi da, este singurul, am amintit, este singurul lider politic din Uniunea Europeană care mai are oarecum contacte sau îl mai bagă în seamă pe președintele Traian Băsescu. Practic este o... Eu cred că este o poziție de șantaj a liderului maghiar față de președintele României. Din punctul meu de vedere, eu cred că Victor Orban a găsit și veriga slavă. Un partener de dialog de anvergura lui Emil Boc. Lăsați-mă să cred că cu totul altă abordare ar fi fost dacă la masă stăteau Tăriceanu și Victor Orban. Să fiți convins de chestiunea asta. Asemenea abordări în România nu cred că s-ar fi petrecut. Ce credeți că Victor Orban discută cu Emil Boc și nu cu Traian Băsescu? A fost atât de elegant încât am crezut cât de cât în autoritatea Guvernului României. De la semnarea protocolului USL, ați mai avut vreo întâlnire cu liderii PSD și de ce? Nu, întâlniri oficiale nu. Deci neoficiale? Neoficiale, da. Credeți în poziția guvernanților sau în declarațiile guvernanților privitor la... Nu mi-a răspuns. Ah, n-am înțeles, scuze. Păi, se apropie Paștele și fiecare își face curat acasă.
Nu, o să fie săptămâna... Păi acasă, că nu, eu mă simt acasă în Partidul Național Liberal. O să avem o întâlnire săptămâna viitoare. Nu pot fi întâlniri atât de des. Fiecare partid își păstrează ideologia, autonomia și toate întâlnirile vor fi bilunare, întâlnirile oficiale. Așa discuții vis-a-vis de un aspect sau altul se poartă, nu. Credeți în declarațiile guvernanților că, care spun că anul acesta ieșim din această criză în care stăm de câteva... Doamne, în declarațiile reprezentanților guvernului României nu mai crede mult. Poate o să ne spună și ora și locul în care ieșim din criză, dar este puțin probabil să se întâmple lucrul ăsta. Ce înseamnă ieșirea din criză? N-am înțeles cum definesc ei acest, nu numai momentul, ci și ce implică acest anunț. Am ieșit din criză. Cum? Joi pe la 6? Ce se întâmplă? Simțiți? Simte fiecare dintre cetățenii României sau o bună parte din cetățenii României acest lucru? Dimpotrivă. Anunțul ieșirii din criză la sfârșitul lunii martie, am înțeles, a însemnat creșterea prețului carburanților, cum nu s-a mai întâmplat atunci când eram în criză. Ce aș prefera, dacă ieșirea din criză înseamnă creșterea galopantă a inflației, aș prefera să nu ieșim din criză. Domnule președinte, care este starea de spirit în Partidul Național Liberal, organizația Bâmbovița? Cât de bine ați reușit să omogenizați organizația? Este, consider, foarte bună. Am întâlniri tot timpul cu organizațiile locale. Chiar în acest weekend o să merg în toate localitățile din Colegiul Titu, săptămâna viitoare în toate localitățile din Colegiul Găiești. O să merg în fiecare localitate unde o să mă întâlnesc cu... nu numai cu președinții de organizații, cu biroul local, cu responsabilii de secții de votare. Nu-i... Cum colaborați cu cei care l-au sprijinit în campania de alegeri pe domnul deputat? Foarte bine. Chiar primele deplasări care le-am avut după conferința județeană au fost împreună cu domnul deputat Gabriel Ploiașu în colegiul unde până lui este deputat. Aș mai avea și o întrebare vis-a-vis de protocol. S-a întrebat ceva, protocolul USR, bineînțeles, s-a întrebat ceva pentru a pune în aplicare punctul acela care prevede schimbarea viceprimarilor sau viceprimarilor. Asta că toți trebuie înainte de o ședință de Consiliu Județean. Nu, lucrul ăsta se va întâmpla săptămâna viitoare. Este stabil pentru săptămâna viitoare? Da. Adică se va întâmpla în cadrul întâlnirii care vom avea, vom... Adică veți pune în aplicare săptămâna viitoare? Nu, în urma întâlnirii care o să o avem, o să anunțăm oficial când și cum se va întâmpla. La fel de pesimist în privința reușitei acestei acțiuni? Plăiașul ca atare, da, dar este un demers care este stabilit printr-un protocol și prevede niște acțiuni comune și automat mă subordonesc acestui demers. Dar de unde vine pesimismul dumneavoastră? Că la mine e matematică simplă. Da. 18 mai mare decât 17. Păi atunci vă întreb, părintește, de ce în vara lui 2008 Partidul Național Liberal nu și-a instalat vicepreședinte al Consiliului Județean în condițiile în care împusesem personal proaspăt semnătura pe un protocol cu Partidul Social Democrat? 18 versus 17 a fost 31 versus 4. Da. Da, nu și-a pus. Deci, vedeți, prefer să stau rezervat și pesimist și să vină colegii să-mi spună că sunt gică contra și să avem succes, decât să mă apuc să declar că sunt optimist și să am parte de încă un eșec. Credeți că cineva de la PSD sau PNL ar putea să voteze altfel? Sunt atât de încurcate ițele politiciei românești și nu numai, încât am învățat să fiu foarte rezervat. Cel puțin dacă se va întâmpla lucrul ăsta, doamne ferește, din partea vreunui consilier județean al Partidului Național Liberal, va suporta consecințele statutului. Chiar în ultima ședință a delegației permanente la nivel național, miercurea trecută, a fost exclus din partid vicepreședintele Consiliului Județean Bistrița Năsăud, în faptul că în ultimele trei ședințe de Consiliul Județean asigura, deci, prin votul lui, majoritatea PDL-ului în Consiliul Județean. Și miercuri a fost exclus din partid.
din punctul ăsta de vedere, vicepreședinte de Consiliul Județean. Este o ocazie extraordinară pentru a verifica loialitatea față de protocolul USL a unora dintre colegi. Cu asta sunt întru totul de acord. Vreau să vă întreb dacă ați luat la cunoștință, dacă ați văzut raportul Curții de Conturi pe 2009 la Primăria Târgu Viște, la Consiliul Județean, la nivelul celorlalte primării. Nu l-am văzut în mod special, dar dacă aveți datele, putem comenta fără niciun fel de rezervă. La Primăria Municipiului Târgu Viște, ca și la Consiliul Județean, ca și la alte primării, zeci de primării din județ, în 2009, an electoral, a fost așa un adevărat fenomen, o modă a plăților de sute de milioane, chiar miliarde, pe lucrări neexecutate. Vorba de bani publici. Bun, asta a constatat Curtea de Conturi. Uite, sunt rapoartele Curții de Conturi. Bună, Curtea de Conturi este singurul organism care are, conform legii, dreptul de a verifica cum este cheltuit banul public și nu pot să contest sau să comentez ceea ce dumnealor au constatat. Rămâne ca, mai departe, ceea ce spuneți dumneavoastră, consider că este infracțiune, cum să decontezi lucrări neefectuate, rămâne ca celelalte organe ale statului să pună în aplicare sau să ia măsurile necesare în urma raportului pe care dumneavoastră, la care dumneavoastră faceți referire. Deci Curtea de Conturi zice că în 2009 Primăria Târgoviște, deci pe 2009 la Primăria Târgoviște este vorba de 44 de miliarde de lei. Dar sunt foarte curios cum vor reacționa organele statului, fiindcă în 2010 primarul Anghel de la Baia Mare, primar liberal, a fost condamnat în urma faptului că a pus în aplicare o hotărâre a Consiliului Local. Corect. Da, eu sunt curioasă cum vor reacționa consilierii dumneavoastră municipali, cei doi. La ce vă referiți? Da, nu vor întreba și nu vor întreba pe domnul Boriga cum e cu astea 44 de miliarde. Deja este un... Cheltuită nelegal, zice Curtea de Conturi, la primul de dânsul, la primul iată, nu știu. Aceea situație la Consiliul Județean, sunteți consilier județean. Adică ce veți face? Că vorbim de bani publici noastră... Dați-mi un exemplu la Consiliul Județean, unde spun că sunt. Deci la Consiliul Județean, în 2009, 9 miliarde de lei vechi, așa, zice Curtea de Conturi, plătiți ilegal pe drepturi bănești, pe bonuri de masă, stimulente... Bonuri de masă și stimulante. Da, bine, execuția bugetară nu o verifică Consiliul Județean. Consiliul Județean, consilierii, în Consiliul Județean în plen, prin consilieri, aprobă sau nu bugetul. Execuția bugetară, vă dați seama ce ar însemna să... Lucrări neexecutate, la locurile de joacă, audituri ilegale. Și spuneați dumneavoastră în emisiunile pe care le tot avem de vreo 2 ani de zile și dumneavoastră, liberali și socialdemocrații, o să facem o comisie de anchetă la nivelul Consiliului Județean care să verifice cum s-a cheltuit banul public. Și au trecut cât timp de atunci? Deci mă întreb dacă de data asta discutăm despre un raport al Curții de Conturi, o instituție a statului. Cred că putem, dacă facem un pic de efort, să avem, ca să zic așa, la ce să ne comparăm. Ați pomenit acolo o sumă 9 miliarde drepturi bănești adresate salariaților, presupun, da? Ar trebui să o luăm în felul următor. Câte persoane sunt salariate? Cât se regăsesc pe statul de salarii la Consiliul Județean în momentul de față? Sunt 9 miliarde la nivelul unui an financiar. Cât se regăseau în 2009. Acum. Cât se regăseau în 2009, da. Corect. Această sumă înseamnă aproximativ 800 și ceva de milioane de lei vechi pe lună. Și atunci să vedem cam cât ar reveni în dreptul fiecărui salariat dacă vrem să fim extrem de riguroși și să putem să facem un demers politic, pentru că noi aici facem politică. Și eu aș pune un pic altfel întrebarea: cum vor reacționa consilierii municipali, respectiv consilierii județeni ai Partidului Național Liberal. Corect. Promit că asta va fi o dezbatere în prima ședință de birou județean al Partidului Național Liberal și cred că în momentul acela
își vor însuși colegii noștri un anumit punct de vedere, un anumit punct de vedere din punct de vedere politic, dacă vreți. Dar eu zic altfel. Eu aștept reacția publică. Pentru că noi, din punct de vedere politic, trebuie să comentăm tot ceea ce ne spuneți dumneavoastră acolo, pentru ca să-l facem pe cetățean să ia la cunoștință de chestiunile astea. Pentru că de dorit este să nu rămână acest demers al dumneavoastră dezbătut într-o conferință de presă a Partidului Național Liberal, pentru că dacă ne numărăm în această sală, nu știu câți ar vota în momentul de față pentru debarcarea, dacă mâine ar fi alegeri, pentru debarcarea actualei guvernări. Suntem prea puțini aici. Trebuie să ieșim afară, să comentăm cu lumea. Și pentru asta ne trebuie să aceste date cât mai riguros. Trebuie luată o decizie politică. Bănuiesc că sunt date publice astea, aceste rapoarte. Dar nu erau comentarii, să știu. Nu? Nu. Iar dacă vă uitați la sinteza făcută de Curtea de Conturi în toate localitățile acestui județ, deci este un fenomen. În anul 2009, ce s-a electorat. Și încă ceva, în situația în care acolo apar niște abateri grave de la lege, este vorba de banul public și trebuie adusă în discuție în momentul de față și justiția, pentru că cei de la Curtea de Conturi își fac treaba, produc aceste documente și ele sunt de resortul justiției, să spună punctul de vedere. Deci citesc din raport, iată-mă, s-au efectuat plăți nelegale de 7 miliarde de lei vechi pentru reparații curente, drumuri, poduri. Bani ăștia trebuie să recuperați. Bani ăștia trebuie să recuperați. Prin hotărâri judecătorească. Și ce fac consilierii județeni? De ce vă întreb, domnul Gozac, insist, de ce de atâta timp? Că totdeauna v-ați bătut, ați negociat, hai să votăm bugetul, hai să-l împărțim pe localități, cât ia PNL-ul, cât ia PSD-ul, cât rămâne PDL-ului. V-ați înțeles, l-ați votat și după aia ce s-a întâmplat cu banii publici? Cum a fost el cheltuit? Și de ce atâta timp n-ați reușit să vă puneți de acord PNL cu PSD să faceți și cu PDL să faceți o comisie de anchetă? Vă amintesc că spunea președintele Florin Popescu că n-are nimic împotrivă să se verifice cum a fost cheltuit banul public. Dacă vă amintiți, anul trecut noi nu am votat bugetul. Deci, bugetul a fost, mă rog, adică cu toții am votat acest buget în acest an. Repet, detaliile care le prezentați dumneavoastră, pentru care chiar vă mulțumesc, nu privesc, deci consilierii județeni nu pot să urmărească execuția bugetară, dar de la acest punct de pornire pe care ni l-a relatat, chiar la prima întâlnire cu colegii din Uniunea Socială Liberală, o să abordăm și acest aspect și nu în ultimul rând. Se vorbește în raportul Curții de Conturi la fel de niște ilegalități la societatea termică. Și uite, vă întreb dacă dumneavoastră știați de acest fluturaș care a fost împânzit în Târgoviște. SC Biandra, participant la campania Marea Debranșare. Vă debranșați de la sistemul centralizat termica și nu știu ce... Știm foarte bine, nu, cine este acționat la Biandra, cine a fost director la Biandra. Știu că la este împărțit în tot... Nu, acum l-am văzut la dumneavoastră. Și discutăm despre soarta termică, despre... Știu cine a fost o perioadă director la Biandra, actualul primar al municipiului Târgoviște. Componența acționariatului nu-l cunosc în întregime, dar bănuiesc la ce vă referiți. Este acționar la Biandra, da. Majoritar? Dar despre ce vorbim în condițiile astea? De asta vă întreb și vreau punctul meu și al dumneavoastră de vedere ca președinte al PNL, Dâmbovița, consilier județean și al domnului Brașu ca deputat. Despre ce vorbim? Noi vorbim despre faptul că mărim prețul la gigacalorie în toiul iernii, unii spun că se desfințează termica, domnul primar zice că bat câmpii liberalii și social-democrații și noi că zicem că se închide. Domnul Antonescu zicea că nu vede viață lungă pentru termica și uite ce se împarte în oraș. Da, ce document e? Ce document este? Sunt futurași, nu sunt așa? Futurași așa, care se împart pe scările de bloc, știi? Și ce spune acolo? Ne auziți, Biandra, așa. Te debranșezi de la sistemul centralizat și Biandra nu știu ce spune acolo. Biandra participă la campania Marea de Branșare. Acum, dacă tot m-ați întrebat... Despre termica. Despre termica, da? Despre Biandra. Încă din 2003, chiar și acum și azi, în 2011,
tot bat eu personal clopotele pe aici și spun în felul următor. Nu e pedeapsă mai mare pentru orașul ăsta decât că există această instituție care se cheamă Termica. Din start s-a plecat prost. Avem mortul în casă și trebuie să facem ceva cu el. Am făcut pe o parte investiții uriașe la Termica. Cine a venit la guvernare? Că până în 2003 nu era Partidul Național Liberal, dar ulterior a fost Partidul Național Liberal la guvernare. Toate partidele care s-au perindat la guvernare au trebuit, din banii de la guvern, să acopere pierderile de la această instituție. N-a contat culoarea politică. De ce? Pentru că avem o instituție cu care astăzi trebuie să hotărâm ceva, să facem ceva. Nu mai putem să tolerăm această situație. Încotro mergem. Această instituție a fost gândită și s-au investit niște sume uriașe acolo pentru un număr de abonați. Acești abonați nu mai există în momentul de față. Eu glumeam în 2003 când văzusem la vremea respectivă cu titlul de mândrie că guvernul la vremea respectivă a dat 20 de miliarde în acest județ bani pentru a acoperi pierderile de la Termica. Și mă apucasem să împar 20 de miliarde la 25 de milioane de lei cât consta o centrală termică în momentul ăla, individuală și de apartament, și spuneam că decât să dau, să tolerez în continuare un cadavru, mai bine stabilesc de azi că îl închid și trec pe sistemul individual. S-a perpetuat această stare de fapt și cu asta închei. Vă spun, din punctul de vedere al unui deputat liberal, această instituție nu-și mai găsește locul. Soluția? Păi haide să facem o strategie atunci să stabilim în continuare ce facem, dar să hotărâm rapid, pentru că vom acumula pierderi în continuare și în continuare banii vor veni de la guvern. De unde? Credeți că, de exemplu, mie, care acasă îmi plătesc factura la gaze, că am centrală termică în apartament, îmi convine că dăm banul public, adică și de la Plăiașul, se trimit bani de la guvern ca să astupe pierderile de la termică? Nu îmi convine, pentru că eu plătesc de două ori în felul ăsta. Eu, în mod onest, individual, ca liberal, îmi plătesc o factură la gaze. Dar pe partea cealaltă, tot în contribuțiile mele, de la din salariul meu, de pe unde voi mai avea vreo activitate alta decât asta onorabilă de parlamentar în Parlamentul României, bag niște bani în pușculiță la nivel național. Și de acolo vin bani să stupe pierderile. Dar de ce autoritățile nu s-au ocupat de... Păi poate că a convenit. Poate că situația asta a fost tolerată pentru că era necesară. Dar cum eu nu mi-aduc aminte de la 1990 încoace, din păcate, să fie existat un primar al Partidului Național Liberal în onorabila instituția primăriei Târgoviște, vă rog să mă credeți că nu cunosc detaliile pe marginea activității acestei instituții. Și mai mult decât atât, subvenția este primită atât de la guvern cât și de la primărie. Corect. Sunt, există pentru că a fost o perioadă când au fost. Și cea mai mare datorie față de Termica o are primăria Târgoviște. Da, sunt restanțe. Corect. Iar spunea soluții. Să știți că în Baia Mare, cred că de mai bine de 15 ani nu mai există ceva similar Termica. Sistem centralizat de furnizare. Acolo există centrale, în cel mai rău caz, centrale de bloc sau de scară. Nu, de bloc sau de scară. Ce facem cu salariații? Că l-am întrebat la vremea respectivă pe primarul Cristian Ghil, tem colegi de partid. Salariații de la Termica, vorba lui, orice asociație de proprietari care are arondat o centrală din aceasta de scară, de bloc, are nevoie, în fișa postului, de oameni care să întrețină activitatea acolo. Fochiști, mă rog, mecanici, ce-o mai fi pe acolo? Și au preluat personalul salariat din Termica și oamenii au rămas cu un loc de muncă. Activitatea se desfășoară în continuare, bine, mersi, dar probabil că altfel se gândește acolo, e o altă zonă a României în care... De ce oameni, reprezentanții dumneavoastră în Consiliul Local Municipal, nu spun lucrurile astea, nu? Soluția e la anul, domnule, n-a început campania electorală. Votați un liberal în primărie, domnule. Ascultați. Chiar am avut discuțiile pe cine candidează la Consiliul Județean, cine candidează la primărie. Nu, pe astea nu sunt. Discuțiile nu vor fi sau nu în urma discuțiilor de la nivel local vor fi desemnați candidații la președinția Consiliului Județean și la primărie. Procedeul ăla de facem sondaje și... Da, da. Acela va fi. Acela va fi hotărător. Aveam și noi discut aici. Votăm liberal chiar dacă va candida un social-democrat?
Eu cred că am fost destul de limpede în exprimare. Da, adică... Ar fi dispus să cedați și șefia Consiliului de Țară și a primăria Târgoviște? Păi nu se negociază acest lucru. Trebuie să închidă cheia la nivel național. 21 de consilii județene, candidat PSD, 20 PNL, 20 de primării municipiul Reșință de Județ, candidat PSD, dacă 20 PNL. Dacă n-ați pus întrebarea, de ce v-ați uitat la mine? Așa fi spus. Nu mi s-a părut, am fost foarte atent. Teoretic este posibil să avem candidat și la președinția Consiliului Județean și la primăria municipiului Târgoviște. PNL? Da. Cine va intra pe lista de sondaj de opinie pentru primărie? Sunt trei persoane. Subsemnatul, da? Domnul Bâte și domnul Ranin. Iar la Consiliul Județean? Domnul deputat Plăiașu, Dănuț Bătău și Nae Victor. De la Consiliul Județean? Da. De ce zâmbește? Iartă-mă. Vreți să plâng sau? Asta cu cheia, cu 21 la ei. Da, deci domnul Dacă se face sondaj de opinie și nu iese, cum ne zicea domnul Filipescu, că pe aproape, și în 30 de județe, PSD-ul iese cu candidatul lui la 60% față de PNL-ului la 20%. Ce faci atunci? Mergi cu un loser în bătălie? Nu, PSD-ul își va alege 20 din așa. Și ce faci cu restul de 40 de oameni? Nu, e membru PNL, nu e loser. Nu. Nu putem să-i spun, nu pot să, fără supărare, nu pot să zic că sunt de acord. Când și alege din ăștia, da. Și ei la 40 care au ei 60%, eu pun ipotetic, că au mai mari șanse decât liberal, mult mai mari, nu pe aproape cu nicio domnul Filipescu. Ce faci cu ei? Dai asta pentru că așa scrie în protocol 21 la 20. Păi în momentul în care s-a negociat celebra paritate, care să rămâne în luptă și să ne motiveze pe noi liberali, s-a ținut cont de acest lucru. Deci nu vreți neapărat ca USL să câștige la nivel național, vreți ca lucrurile să se împartă cum trebuie între PSD și PNL, chiar dacă USL pierde. Nu să se împartă, să se țină cont de protocol. Nu va pierde. Va pierde. Chiar dacă într-un municipiu, da, reședință de județ sau într-un consiliu județean există diferențe în favoarea unuia sau altuia din cele două partide, se presupune că voturile vor merge într-un. Și fiecare de bună credință trebuie să-și desfășoare activitatea acolo. Cred că asta este problema. Să reușim noi, liderii politici, să-i armonizăm și să-i facem să creadă în acest proiect. Cu ce modificări pe Constituție mergeți la... Ce modificări de Constituție înaintea dumneavoastră la discuția asta din revizuire? Revizuirea Constituției. Chestiuni legate de administrația publică. Ceva poate foarte important, alegeri locale, colegii, cum se aleg primarii. Păi nu prevede, nu Constituția prevede colegiile sau delimitarea lor. Și la noi este o dezbatere în perioada asta, vă spun... Parlament bicameral. Fără discuție. Asta cu certitudine. Da, fără discuție, parlament bicameral. E o dezbatere, dacă nu cumva ar fi util să mergem pe listele mixte, că tot ați deschis subiectul. Sunt colegi de-ai mei care susțin această variantă. Reprezentării pe liste în format mixt. În Dâmbovița, în afară de Târgoviște și Consiliul Județean, ce compune mai previzionați dumneavoastră că ar putea avea candidat comun? Protocolul ne permite până pe 15 octombrie să stabilim candidaturile comune. Deci, teoretic se poate în toate localitățile, mai puțin Târgoviște, să avem liste separate, să avem liste comune. Sau... Dacă v-ați gândit până acum... Noi ne gândim în fiecare zi. În fiecare zi ne gândim. Dar este prematur încă să discutăm asta. Ședințele de Consiliu Județean la cele de Consiliu Local vă întâlniți înainte consilierii PNL puteți să vă puneți de asta fiind pentru ședința de astăzi, fiindcă tot ați amintit, fiind din 10 puncte 8 indexpropierile sunt treburi care nu ai ce să... Mai să te sincronizezi că n-ai, iar celelalte două sunt iarăși fără eu știu, substanță atât de mare ca să necesite întâlniri speciale pentru acest. Dar am discutat telefonic, nu e niciun fel de problemă. Veți explica problema cu privire la raportul Curții de Conturi? Nu, e ședință extraordinară. Acum, da, dar, și în asta luați voi sau nu, dar o să chiar vă ajung. Adică o să fac roșiu de acest raport și o să discutăm. Da. Corupte seculare, dar să devină publice, sunt publice. Mulțumim.
Ce mă miră pe mine este că de fiecare dată, deci în fiecare an, primesc la caseta parlamentarului și chiar acum, de curând, am intrat în posesie, raportul Curții de Conturi la nivel național. Deci acolo se poate, deci nu e niciun fel de problemă și aici unde ar trebui să fie mult mai simplu. Aici îmi spuneți că sunt undeva... La nivel național... Raporte de prejudiciu de vreo 10 milioane, de miliarde, nu? Zicea domnul Stan. Dar nu mi-a spus cine să se sesizeze, ca să ajungă în instanța asta, trebuie să se sesizeze parchetul, sau să se sesizeze cineva, sau să se autosesizeze. Există și instituția autosesizării, dar Curtea de Conturi este obligată să trimită documentele. Trebuie deci... să meargă instituțional. Da, da. Dar autosesizarea este fără discuție. Vă mulțumim.